Vă salut din câmp! Mă bucur că ați reușit să vă conectați cu mine în seara asta, alegând dintr-o abundență de videoclipuri pe care ați fi putut să le vizionați. Spun asta pentru că în ultima perioadă suntem bombardați de videouri, videoclipuri, filmulețe și conținut media pe care putem să-l vedem și să-l vizionăm în mod constant. Avem chiar mai mult timp fiind obligați să stăm acasă. Doar în ultimele 3 luni, gigantul media Netflix a adăugat 16 milioane de noi abonați la serviciile sale. Asta înseamnă că doar în 3 luni, aproape 10% din totalul de abonați au fost adăugați la serviciile Netflix. Și vorbesc aici doar de platforme care oferă videoclipuri sau filme, cum e YouTube sau Netflix, dar să mai luăm în considerare și alte forme de entertainment. Jocurile video. În martie au fost vândute mai multe jocuri. De fapt, vânzările s-au dublat pentru jocuri video față de martie 2019. Multe recorduri au fost sparte în perioada asta. La fel și literatură. Tot mai multă lume comandă cărți de pe Kindle și alte platforme online. În contextul în care suntem obligați să rămânem în casă, cum ne petrecem fiecare moment este extrem de important. Nu e doar o problemă a adolescenților, nu e doar o problemă a studenților, e de fapt o problemă intergenerațională. Pentru că fiecare dintre noi putem fi expuși și să avem tot mai mult timp care îl petrecem în conținut media. Le arătam acum câteva săptămâni părinților mei cum să se uite la videoclipuri pe YouTube și mi s-a părut foarte interesant să îi văd în casă uitându-se pe telefon la videoclipuri pe YouTube. Când eram adolescent, unul din mentorii mei a spus: gunoi intră, gunoi iese. Și se referia la contextul entertainmentului. Expresia lui, de fapt, nu era decât o parafrazare a lui Pavel în Galateni 6:8. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viață veșnică. Pentru a semăna în Duhul, am nevoie de o refocalizare constantă a atenției mele. Am nevoie de o refocalizare constantă a atenției mele de pe mine și nevoile mele pe Iisus Hristos. Pentru că totul se luptă pentru atenția mea, dar eu trebuie și fiecare dintre noi trebuie să ne luptăm ca atenția noastră să fie pe Iisus Hristos. Dacă atenția mea e pe Fiul lui Dumnezeu, întrebarea pe care o pun, de exemplu, atunci când mă uit la un film, nu mai e oare e bine sau nu să mă uit la filmul ăsta. Întrebarea se schimbă, întrebarea devine mă apropie sau mă depărtează acest lucru de Hristos. Deși pare similar, diferența este majoră, pentru că focalizarea este majoră. Când întreb oare e bine să mă uit la lucrul ăsta sau nu, răspunsul poate fi foarte ușor manipulat în favoarea mea. Un răspuns poate fi nu e bine, dar nu mă vede nimeni, nu știe nimeni, așa că de ce să nu mă uit? Un alt răspuns poate fi nu e bine, dar nu aș vrea să fiu înapoiat, nu aș vrea să fiu omul ăla care nu știe nimic ce se întâmplă. Și așa că o să mă uit la orice e popular în momentul ăsta. Un alt răspuns poate fi, și ăsta e răspunsul fariseului, știu că nu e bine și nu mă uit pentru că eu sunt mai bun decât restul păcătoșilor. Când mă gândesc la Iisus Hristos și când mă gândesc la Fiul lui Dumnezeu, nu pot decât să fac orice ca să mă apropii mai mult de El. Dacă îl cunosc cu adevărat pe El și știu cât de glorios e El și că mă invită în a fi în o relație împreună cu El în mod constant, nu aș vrea să fac nimic care să mă îndepărteze de El. Motivația mea se schimbă. Pentru că, până la urmă, conținutul media oferă sau vrea să ofere ceva ce Hristos deja ne oferă. Pavel zice în felul următor: cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică. Conținutul media și entertainmentul, de fapt, tot la viață se referă. Ori îi ajută pe unii dintre noi prin escapism, oferă o cale de a ieși din această lume și să se conecta cu o altă lume,
ori ne dă și ne transformă gândirea despre lume, dându-ne o speranță falsă sau schimbând modul în care vedem lumea, nu după cum Dumnezeu vede lumea. Dar singura viață veșnică o avem în Hristos. De asta e atât de important să ne focalizăm mintea pe Fiul lui Dumnezeu. De asta chem biserica să se roage pentru trei lucruri. Să ne rugăm în primul rând pentru mințile fiecăruia dintre noi. Să ne rugăm să fim protejați și în mod constant să ne refocalizăm pe Fiul lui Dumnezeu, să ne refocalizăm pe Iisus Hristos și să ne ajutăm unii pe alții să ne focalizăm atenția pe El. Mai mult, să ne rugăm pentru adolescenți. Ăsta e al doilea lucru. Să ne rugăm pentru adolescenți și pentru studenți care în perioada asta au mai mult timp decât în alte perioade. Să ne rugăm ca să fie protejați și în același timp modul în care își folosesc timpul să fie unul înțelept. Să ne rugăm însă și pentru cei care produc entertainment și produc conținut media, mai ales pentru cei credincioși, să producă conținut de calitate care să îndrepte pe oameni cu gândirea spre Hristos. Să ne rugăm pentru aceste trei lucruri, pentru noi și pentru mințile noastre, în special să ne rugăm, al doilea lucru, pentru adolescenți și studenți, ca și ei să fie protejați și să fie înțelepți în modul cum își petrec timpul și mai mult să ne rugăm pentru conținut de calitate din partea credincioșilor care să îndrepte mintea oamenilor spre Hristos. Și aș vrea să închei la fel cum încheie Pavel în Galateni, din capitolul pe care tocmai l-am citit. El spune așa, fraților și surorilor, Harul Domnului nostru, Iisus Hristos, să fie cu Duhul vostru. Amin.